Salutare, dragi prieteni, de la Bruxelles de data asta. Am ajuns la Parlamentul European. Voi avea astăzi întâlniri cu europarlamentari conservatori. AUR se afiliază la familia politică europeană a conservatorilor și reformatorilor, din care fac parte și conservatorii polonezi, și cei italieni, și cei spanioli. Este important să fim prezenți și aici, să se audă vocea românilor. Sunt teme absolut cruciale pentru interesele naționale românești, unde europarlamentarii români au fost absenți, de exemplu în subiectul pachetului de mobilitate, care încurcă foarte mult transportatorii români, pe subiectul Green Deal, energie verzi, care ne va închide termocentralele și ne va afecta sistemul național energetic. Și desigur sunt temele actualității, temele legate de pașaportul de vaccin, care nu trebuie să fie obligatoriu. Aceasta este poziția AUR și a conservatorilor europeni. De asemenea, discuția legată de cenzura practicată de Big Tech, de Facebook, de YouTube, de Twitter, împotriva celor care au alte opinii decât stânga progresistă. Nu este normal acest lucru. Am purtat discuții legate de legea cenzurării internetului ieri la Varșovia. Polonezii, prin Partidul de Guvernare Conservator, dar și prin istoria comună pe care o au cu noi, interesele actuale pe care le avem în regiune și prin viitorul care trebuie să fie comun, trebuie să fie alianții strategici ai României în zonă. De aceea am făcut prima vizită la Varșovia, de aceea vreau să vă spun vouă să nu mai urmăriți atât de mult televiziunile toxice de la București. Am plecat o zi și deja au început de fel de cancan, au continuat atacurile asupra noastră. Cred că nu e rolul politicienilor români să intre în astfel de cancanuri și să comenteze toate aberațiile pe care mass media sistemului le aruncă. Avem aici teme mult mai generoase, mult mai importante pentru viitorul României și pentru viitorul Europei. Și de aceea mă bazez pe fiecare dintre voi că ne veți fi alături în tot, în absolut tot ce are de făcut AUR pentru națiunea română. Vă mulțumesc, vă salut, fiți alături de noi!